Cel atotputernic, Dumnezeul cerului, al pământului, al întregului univers, al întregului imens, a tot ceea ce există, să vă binecuvânteze viețile fiecăruia dintre voi și familiile voastre, să fie binecuvântate, să fie lumină în casele voastre, în familia voastră, în viața voastră, să fie sănătate, sănătatea fizică și sănătatea spirituală. Să fie în acest moment pace în viața ta. Ca ziua de azi să fie fructiferă, roditoare, ca ziua de azi să fie de folos în viața ta, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mulțumită lui Dumnezeu. Atunci, tu deja ți-ai dat seama, probabil, ai văzut deja, inclusiv tu ai stat de vorbă cu persoane care sunt ale credinței și care nu sunt, dar tu deja ai auzit persoane spunând așa: Doamne, zilele trec repede, Doamne, ieri a fost sfârșitul anului, începutul anului nou, ziua asta, ziua cealaltă, totul trece atât de repede. Pare că zilele durează doar 12 ore. Deja ți-ai dat seama de asta? Foarte bine. Cu toate persoanele cu care eu stau de vorbă, fie ele ale credinței sau nu, ele au aceeași opinie. Aceeași opinie. Într-adevăr, pare că timpul aleargă mai repede decât ar trebui, trece mai repede. Și eu am fost să caut răspunsul în Sfintele Scripturi. Tot ce se întâmplă aici pe pământ, dragul meu, draga mea, fie că tu crezi sau nu, este scris în Biblie, deja a fost profetizat. Deja a fost determinat și este determinat. Și am fost să caut această orientare. Și eu văd de două ori scris în Biblie, cuvântul scurtat. Primul se referă la destinul celor perverși. Spune așa: teama de Domnul mărește zilele, dar cei perverși vor avea ani vieții scurtați. Este scris Proverbe, capitolul 10, versetul 27. Adică deja este hotărât acest lucru. Teama de Domnul mărește zilele. Adică atunci când o persoană se are teamă de Domnul, se teme de Domnul, de aceea că tu trebuie să-ți înveți copiii încă de mici teama față de Domnul, ca ei să aibă o viață lungă. Atunci teama de Domnul mărește zilele. Mărește zilele cui? A celor care se tem de Domnul. Dar, spune textul, cei perverși vor avea ani vieții scurtați. Primul text, acolo în Vechiul Testament. Dar, în al doilea text, în Biblie, noi găsim cuvântul scurtat spus de Iisus. Domnul Iisus spune, vorbind despre ultimele vremuri, ultimele timpuri. Acum nu e profetul Isaia, Ieremia, Daniel, Ezechiel, nu. Este Domnul Iisus însuși. Domnul Iisus spune, pentru că atunci vor fi mari necazuri cum nu au existat niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu vor mai exista.
Observați, începutul sfârșitului, începutul răului, începutul sfârșitului. Și dacă acele zile nu ar fi fost scurtate, nicio făptură nu s-ar salva. Dar, datorită celor aleși, vor fi scurtate acele zile. În alte cuvinte, aici cuvântul scurtat, el se înțelege într-un alt fel. Domnul Iisus vorbește că agoniile, teroarea, suferința, mâhnirile, mari mâhniri la sfârșitul vremurilor, este ceea ce noi vedem. Tu vezi, fie că persoana crede, fie că persoana nu crede, semnele se văd. Cu tremure de pământ, ape care cresc și uragane, râuri care intră în orașe, mizerii, ciume, nu este așa? Noi am văzut și coronavirus și atâtea alte ciume care reduc din nefericire viețile persoanelor. Toate acestea, a zis Iisus, sunt doar începutul durerilor. Dar acest principiu al durerilor nu se va extinde pentru tot restul vieții, pentru mult timp, nu. Domnul Iisus spune că zilele vor fi scurtate. Datorită cui? A celor aleși. Ce minunat, nu? De aceea tu, dragul meu, draga mea, trebuie să cauți să fii ales, aleasă de Dumnezeu. Pentru că această lume trece, viața trece, toate trec. Doamne, eu mi-aduc aminte de când eram tânăr și totul a trecut foarte repede, totul trece foarte repede, totul trece. Totul se termină. Mai devreme sau mai târziu se termină. Noi toți știm asta, nu există nicio îndoială. Noi toți trecem în veșnicie. Mulți se vor împreuna cu Domnul și Salvatorul Iisus Hristos. Alții se vor împreuna, vor ajunge lângă cei care au fost rebeli contrari a tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Ei se vor strânge tot infernul, cu diavolul, cu îngerii căzuți, toate persoanele care au fost rebele, n-au vrut să dea auzul lui Dumnezeu și doar s-au preocupat cu viața aici pe pământ, dar noi toți știm că viața aici pe pământ, viitorul, este moartea. Da sau nu? Unii merg mai devreme, alții merg mai târziu, dar toți vom pleca. Toți vom pleca în mormânt. Dar sufletul care trăiește veșnic, sufletul care trăiește veșnic, care nu moare, dacă sufletul ar muri, diavolul nu ar exista. Inclusiv nu ar exista rău în această lume, nu ar exista relele în această lume, nu ar exista nici moarte. Dar pentru că ceea ce Dumnezeu a creat rămâne veșnic, cu excepția a ceea ce El însuși distruge, El însuși ia decizia de a distruge, cum a fost cazul cu potopul. El a trimis apele și lumea a rămas complet scufundată, inundată. Acum, haideți să înțelegem atunci de ce Domnul Iisus vorbește într-un mod atât de direct. El
subliniază atât de mult acest lucru? Pentru că va fi atunci o mare mâhnire, suferință. Tu vezi că mâhnirea, suferința este în toată lumea, în țările bogate și puternice, precum și în țările sărace, care trăiesc într-o strâmtorare mare. Toți, toată lumea, noi vedem pe toată lumea, nord, sud, vest, est, America de Nord, America Latină, în Europa, în Asia, în toată lumea, noi vedem că se întâmplă mâhniri, mari mâhniri, și asta, ascultă cu atenție, asta fără să menționez războaiele, fără să menționez războaiele, pentru că războaiele aduc și mai multă suferință în plus, mâhnire, disperare, și doar Dumnezeu pentru a salva pe cei care se tem de El. Noi avem lucrarea evanghelistică acolo, în Rusia, în Rusia. Noi avem lucrarea bisericii, lucrarea evanghelistică în Ucraina, chiar în mijlocul războiului. Noi avem lucrarea evanghelistică în Israel, chiar în mijlocul războiului. Noi avem lucrarea evanghelistică în Africa, în toată Africa, și acolo războiul e permanent. Acolo războiul deja se întâmplă de mulți ani și nu se oprește. Tu nu știi pentru că, cu siguranță tu nu te-ai gândit că, spre exemplu, mass media, adică televizorul, oferă atenție doar pentru răul care se întâmplă în țările dezvoltate. Dar în țările din Africa, ce suferă, care suferă de foarte mult timp, aproape nici nu se spune nicio știre de acolo. Dar acolo de asemenea sunt războaie și războaie și războaie pentru putere. Și acest lucru aduce pentru toate persoanele mari mâhniri. Domnul Iisus a spus, vor fi atunci mari mâhniri cum nu au existat de la crearea lumii și până acum. Nici de asemenea nu vor mai exista, adică e foarte urât. Și slavă lui Dumnezeu. Și atunci el spune în plus, iar dacă acele zile și dacă acele zile nu ar fi fost scurtate, este Dumnezeu care scurtează aceste zile rele. Dacă acele zile nu ar fi scurtate, nu ar fi fost scurtate, nicio făptură nu s-ar fi salvat, dar datorită aleșilor vor fi scurtate acele zile. Cei aleși sunt cei care vor fi răpiți, vor fi luați de Iisus. Cei aleși sunt cei care vor fi răpiți. Ei vor dispărea de pe suprafața pământului, vor fi luați de Iisus, nu vor muri, vor fi răpiți, vor fi luați. Așa cum a fost Enoch. Biblia spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu l-a luat pentru el. Oamenii în acel timp trăiau aproape 1000 de ani. Enoch a trăit doar 365 de ani. El a fost luat, a fost răpit. Se va întâmpla de asemenea cu cei aleși. Și tu, dragul meu, draga mea, tu care te gândești la viitor, tu te preocupi cu viitorul tău. Acum, ce trece prin capul tău în legătură cu viitorul? În capul tău trece, spre exemplu, viitorul. Eu vreau să câștig bani, eu vreau să-mi construiesc o casă, eu vreau să-mi garantez bătrânețea, eu vreau să am o bătrânețe de pace, eu vreau să-mi garantez un plan de sănătate, în fine. Tu te gândești în acest moment la viața ta aici pe pământ, dar tu știi că mai devreme sau mai târziu, viața ta
se va termina. Atunci toate aceste vise, proiecte pe care tu le faci pentru viitor, sunt doar pentru un scurt timp, nesemnificativ. Dar cine este prudent? Prudent, înțelept, înțelept. Înțelept este cel care știe, care cunoaște, care are înțelepciune, înțelepciunea divină, nu înțelepciunea din această lume, înțelepciunea divină. Când persoana este înțeleaptă de acord cu cuvântul lui Dumnezeu, ea investește în viitorul veșnic, care este mântuirea sufletului ei. Și când Domnul Iisus vorbește despre scurtarea acestor zile de suferință, El atrage atenția. El atrage foarte mult atenția ca noi toți să fim umili, ca noi toți să privim spre viitorul veșnic al sufletului nostru. Eu nu voi vorbi moarte, nu. Nu voi vorbi moarte, nu. Voi vorbi separare, că este același lucru. Pentru Dumnezeu este separare, pentru noi e moarte. Pentru ființa umană e moarte, dar pentru Dumnezeu este separare. Cine crede în mine, a spus Domnul Iisus, chiar dacă moare, va trăi. Cel care trăiește și crede în mine nu va muri niciodată, a zis Iisus. Cel care trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Asta înseamnă, niciodată nu va fi separat de mine, îndepărtat de mine, niciodată. Dar cel care nu crede, deja este judecat, deja este condamnat. Și când persoana este condamnată, ea este moartă pentru Dumnezeu, față de Dumnezeu. Nu a murit în lume, față de lume, dar este moartă față de Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Doar există o cale ca ea să aibă viață, să învie. Când ea se căiește, când ea se dăruiește, când ea îl pune pe Domnul Iisus pe primul loc în viața ei, când ea crede în Domnul Iisus mai presus de tot, când ea îl iubește pe Domnul Iisus mai presus de familia ei, mai presus de bunurile ei, mai presus de numele ei, de reputația ei, când ea îl pune pe Domnul Iisus ca stăpân al vieții ei, și ea devine slujitoare a Domnului Iisus. Cât timp ea nu-L slujește pe Domnul Iisus, cât ea nu este o slujitoare a Lui Dumnezeu, ea va sluji răul. Și de aceea va fi condamnată, este condamnată în veșnicie lângă cel rău, pentru că sufletul nu moare niciodată. Sufletul nu moare. Gândește-te, gândește împreună cu mine. Dacă sufletul, dacă moartea, spre exemplu, separarea noastră de cei dragi ar fi fost doar ca un fum așa care dispare, atunci ce s-ar întâmpla? Nu ar exista rău în această lume. Nu ar exista rău, diavolul nu ar exista, pentru că Dumnezeu l-ar putea face să dispară. Dar dacă el ar face asta, diavolul nu ar suferi judecata, pentru că Dumnezeu este justiție. Dumnezeu e justiție, dreptate. Atunci, cei care sunt împotriva lui, contrari lui Dumnezeu, vor fi îndepărtați de el veșnic. Acum, imaginează-ți să trăiești într-un loc despre care Biblia îl numește de infern, într-un loc unde toți sunt separați de Dumnezeu. Toți sunt îndepărtați de Dumnezeu, cei rebeli, asasinii, hoții, corupții, toți cei care au fost împotriva lui Dumnezeu, au primit darul vieții aici pe pământ,
și au disprețuit pe dătătorul vieții, i-au întors spatele. Aceștia vor trăi separați toți, unul peste altul, într-un loc numit infern. Și acolo vor suferi toată veșnicia. Citește după Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu 29 până la 31. Citește cu grijă, tu vei vedea ce înseamnă moarte pentru Dumnezeu. Separare. Separarea celor răi pentru acest loc de chin. Și cei aleși vor fi cu Dumnezeu pentru toată veșnicie. Și este just acest lucru, pentru că Dumnezeu este justiție, este dreptate. Gândește-te împreună cu mine. Dar noi trăim aceste zile rele, rele, dar ele vor fi scurtate, mulțumită lui Dumnezeu. Eu visez cu această zi. Visez. Eu mă gândesc la aceste zile, zilele care vor veni și vor fi scurtate pentru cei care se tem de Domnul, pentru cei care aud și ascultă de cuvântul Său Sfânt. Gândește-te la asta, dragul meu, draga mea. Folosește rațiunea ta, logica ta, matematica ta. Folosește inteligența ta și cântărește aceste cuvinte, analizează aceste cuvinte, cuvintele Domnului Iisus. Pentru că El însuși a spus, vor trece cerurile și pământul, dar cuvintele mele nu vor trece. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și pe mâine, în numele Domnului Iisus. Mulțumită lui Dumnezeu!